Alla mamma, hai di te una mafosite, hai, hai, că de la mine nu-i bună. Ba da, da, dar prinde-ți mâna și ia, ia, ia la mama, ia. Mângâiați-o. Da, hai de aici să te mângâie, mămica, că chiar de mult n-am mai mângâiat-o, vițelul ca de-a frumoasă. Turiștii care nu și-au luat încă vacanță și optează pentru un loc relaxant pot alege pensiunile aflate în satele românești. Acest cuplu, sătul de agitația din București, a ales să petreacă mai multe zile de liniște într-un sat din județul Brașov. Vă plac animalele, doamne? Da, cum să nu? Păi cu animale am crescut și eu. Și noi la țară am avut, uite așa, când am fost mică, dar e de mult de atunci. Cum e viața la țară? Aici e foarte frumoasă și în general e frumoasă. În general e frumoasă dacă știi să te gospodărești. În bucătăriile pensiunilor, bucatele sunt preparate cu grijă pentru ca oaspeții să fie pe deplin mulțumiți. Produsul tradițional specific zonei Bran este bulzu, pe care îl preparăm aici în casă. Este preparat în mămăliguță. Înăuntru e brânză de burduf, pe care să bagă brânza la jumătate, după aia să înfășoară mămăliguță și îl facem pe grătar. Cum sunt bucatele? Bucatele sunt foarte bune. Sunt deosebite. Sunt specifice zonei. Din ce ați gustat? Dintr-un cârnecior de casă, afumat, foarte bun. Vă așteptăm în zonă cu produsele tradiționale, tradiționala brânză de oaie, tradițional laptele de oaie, renumita tocăniță de oaie la Ceaun și renumitele produse tradiționale și unculița afumată, cârnăciorii făcuți în casă și alte produse specifice zonei Bran. În inima României, la Bran, am găsit altă pensiune care își așteaptă turiștii. Programul Vacanța la Țară se desfășoară până la sfârșitul lunii octombrie. Prețul unui sejur de 6 zile la o pensiune de 2 margarete costă 175 de lei, la o pensiune de 3 sau 4 margarete prețul este de 225 de lei, iar dacă alegeți o pensiune de 5 margarete, veți scoate din buzunar 290 de lei de persoană. În program s-au înscris deja peste 70 de pensiuni din Alba, Brașov, Covazna, Gorj, Maramureș și Neamț.